După etapa 8-a, Slatina avea o singură înfrângere. În ultimele patru etape, însă, echipa antrenată de Daniel Oprescu nu a mai reușit să câștige, înregistrând două remize pe teren propriu și două înfrângeri în deplasare. Vreme rece la Slatina în această dimineață, sunt 4 grade, o ploaie ușoară cade deasupra arenei, 1 mai de aici din Slatina. Vedem câțiva dintre suporterii prezenți pe arena din Slatina. Nu sunt foarte mulți suporteri la această partidă. Îl vedem și pe Valentin David și vedem ploaia care cade deasupra arenei. Valentin David, care asigură interimatul pe banca tehnică a echipei din Craiova, s-ar putea să fie ultimul meci cu Valentin David interimar. Asta, desigur, dacă ceea ce anunțase Adrian Mititelu se va realiza. El considera acest meci de aici, de la Slatina, decis, timpul căruia Adrian Mititelu a pătruns pe gazon și a făcut un scandal monstru. Vedem echipa cu care gazdele abordează această partidă. Micu este în poartă, o așezare 4-2-3-1 propusă de Daniel Oprescu. În defensivă sunt Mitran Gherghe, capitanul echipei, Bărăitaru și Călin Toma. La mijloc Matei, Dorin, Toma, Radu și Mihaiu, în față Caiondo și Leață. Vedem și brigada de arbitri cu Mihai Ene la centru, ajutat de asistenții Marius Bărbulescu și Marilena Nan. Așadar avem și o doamnă la una din cele două margini. Arbitru de rezervă este Sergiu Anton. Vedem cele două formații, salutând brigada de arbitri, iar capitanii celor două formații, Padula și cu Gherghe, vor stabili echipa care va avea lovitura de începere în această partidă. Vedem și echipa pe care Valentin David, tehnicianul oaspeților, o trimite astăzi pe teren. O așezare 4-4-2. Sandu este în poartă, în defensivă Negru, Lechiatas, Camara și Lumbu. La mijloc Bălașa, Buna, Padula, capitanul echipei, Ebi și în față Ibrahim cu Bălan. Vorbeam Buna la centrul terenului, o preluare greșită care permite gazdelor să recupereze mingea. Încearcă să declanșeze contraatacul, Leață găsit foarte bine, intră în careul echipei din Craiova și este penalti pentru gazde. Minutul 11, o intervenție neglijentă în careu asupra lui Leață. Are probleme nouarul gazdelor. E nevoie, iată, de intervenția echipei medicale. Revedem lansarea în flancul stâng a lui Leață, pătrunde în careu, vine acolo Abby și la gață. O intervenție neglijentă a lui Abby. Practic îl atinge Abby pe Leață, iar în momentul în care simte că este atins, Leață cade, ca și cum ar fi fost lovit. Șansă pentru echipa lui Daniel Oprescu să deschidă scorul. Dorin Toma este cel care își așează mingea și se pregătește să execute această lovitură liberă. Mihaene nu permite deocamdată executarea penaltiului, el nu este mulțumit de poziția în care și-a așezat mingea jucătorul echipei din Slatina. Abia acum primește acceptul Dorin Toma, se apropie de minge, față-față cu Sandu, șutează și marchează, execuție foarte bună a lui Toma. Minutul 13. Se deschide scorul pe arena din Slatina, mulțumit cu siguranță Daniel Oprescu. Practic la primul atac mai important, Leață scoate acest penalti, iar Dorin Toma reușește să marcheze. Este primul gol marcat de Toma, de Dorin Toma în acest sezon pentru Slatina, a ligii secunde. 7 partide
jucate de el. Aici o minge în careu pentru Ibrahim. Mingea sare la Ebi și acum este gol marcat de Bălan. Se face 1-1. Minutul 37. Insistența în careu a lui Ibrahim, iată, dă roade până la urmă. Mingea cumva a ajuns la Ebi, apoi la Bălan, iar acesta a trimis în colțul lung al porții apărate de Micu, egalând. Abia al doilea gol reușit de Bălan în acest sezon al Ligii Secunde. Mai marcase în meciul de pe teren propriu cu Unirea Ungheni, câștigat de Craiova cu 2-0. Revedem execuția sa. 1-1 așadar CSM Slatina, FCU Craiova 1948. Ia în viteză pe Radu, șutează, este blocat de același Radu. Aici este penalti pentru Craiova. Iată, în al doilea minut al prelungirilor, Ebi. Este faultat, consideră Mihai Ene, la un duel cu Radu în careul gazdelor. Probleme pentru Ebi. Și iată, este nevoie de intervenția echipei medicale. Revedem aici șutul lui Ebi. Iar cel care faultează este Dorin Toma. Dorin Toma, cel care a transformat penaltiul gazdelor din minutul 13. Cartonaș galben văzut de Ionuț Mitran pentru proteste. Primul cartonaș galben al acestei partide, așadar, în prelungirile primei reprize. Să vedem cine va executa această lovitură de la 11 metri. Cred că Ibrahim, vedem, el a luat mingea și se duce la punctul cu VAR. Am depășit cele 3 minute de prelungire acordate pentru această primă repriză, însă, sigur, meciul va continua. Până la urmă, Ibrahim lasă pe Bălan să execute lovitura de la 11 metri. Bălan, cel care a egalat pentru Craiova în urmă cu 10 minute, în minutul 37. Bălan față în față cu Micu, se apropie de minge, șutează și marchează. L-a păcălit Bălan pe Micu și a reușit să transforme lovitura de la 11 metri în deja al patrulea minut al prelungirilor primei reprize. Craiova reușește, iată, să întoarcă rezultatul. Schimbările făcute în minutul 30, atunci când Camara și Buna au fost înlocuiți de Răduț și Pop, par să fi avut efect, pentru că după acele schimbări Craiova a reușit să marcheze de două ori. Revedem aici intervenția asupra lui Ebi, intervenția lui Dorin Toma și transformarea lui Bălan. Sigur, penaltiul ar fi trebuit repetat, deoarece am văzut câțiva jucători la marginea careului. Un șut încercat de Lumbu, mingea sare cu șansă la Bălan și o simulare decide Mihai Ene a lui Claudiu Bălan și al doilea cartonaș galben pentru Bălan, care este eliminat în acest minut 61. Ce tâmpenie face Bălan, marcatorul celor două goluri ale Craiovei din această partidă. A văzut cartonașul galben în minutul 46 în startul părții secunde, iar acum îl vede și pe al doilea galben și evident este eliminat. Revedem aici intervenția lui Năstăsia asupra lui Bălan, greu.